Acțiunile de tip blitz pentru impunerea unui climat de siguranță în rândul participanților la trafic și sancționarea celor care încalcă prevederile codului rutier au demarat încă de săptămâna trecută pe raza județului Vâlcea. În perioada 23-29 august, polițiștii au acționat în special pe drumurile naționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de aproximativ 60.000 de lei. Au fost date peste 120 de sancțiuni contravenționare pentru depășirea vitezei legale, lipsa centurii de siguranță, neacordarea de prioritate altor vehicule, utilizarea telefonului mobil la volan sau pentru conducere sub influența alcoolului. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 11 permise de conducere și au fost ridicate 2 certificate de înmatriculare. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și în aceste zile, având în vedere valorile mari de trafic de pe drumul național 7 sau drumul național 64. În plus, acțiuni de tip blitz vor fi organizate în Vâlcea și în această săptămână.